Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Azi e o zi foarte importantă. PNL și PSD și colegii își vor vota în Parlament noul guvern, care apoi va merge la Cotroceni ca să depună jurământul. Domnul Iohannis va primi jurămintele de credință din partea membrilor noului cabinet și din partea domnului Grindeanu, de pildă o cunoștință mai veche a dânsului, de pe vremea când avea elefanții în căpere, ordonanța 13, sau din partea doamnei Firea, o cunoștință chiar mai veche, de pe vremea când dânsa îi transmitea dânsului că nu poate fi președinte dacă n-are copii. Oamenii se știu de multă vreme. Mă rog, oricum e o perioadă cu multe semnificații istorice pentru noi și pentru domnul președinte, în urmă cu 2 ani și o zi, dacă mai țineți minte, pe 24 noiembrie 2019. Domnul Iohannis câștiga al doilea mandat prezidențial, fiind votat ca să nu iasă Viorica Dăncilă președinte, așa cum în 2014 a fost votat ca să nu iasă Victor Ponta președinte. Iar în urmă cu un an și o zi, cu foarte puțin timp înainte alegerilor parlamentare, domnul Iohannis avea un nou discurs vehement anti-PSD, partid pe care l-acuza, nu fără temei, ar spune unii, că este corupt, nereformat și clientelar. Astăzi, când domnul Iohannis își va vedea opera politică încununată de momentul jurămintelor PSD-PNL de la Cotroceni, să ne reamintim, sărbătoresc, nu-i așa, ce declara și promitea domnul președinte Klaus Iohannis pe 24 noiembrie 2020, n-au trecut decât un an și o zi de atunci. Bună seara! A trecut, iată, un an de la alegerile prezidențiale, un an din cel de-al doilea mandat al meu de președinte al României, un an care era destinat construirii României normale, proiectul pentru care cetățenii mi-au acordat încrederea și votul lor. Din păcate, pandemia de COVID-19, care a afectat radical și brutal viața oamenilor din întreaga lume, nu ne-a ocolit nici pe noi. Astfel, pe parcursul acestui an, eforturile mele și ale guvernului PNL s-au concentrat în special pe combaterea epidemiei de COVID-19 și pe diminuarea efectelor negative pe care aceasta le-a generat la nivel social, educațional și economic. Să nu uităm niciun moment că la 3 decenii de la Revoluția din 1989, România a intrat complet nepregătită într-o criză sanitară fără precedent. Partidul Social Democrat este principalul vinovat pentru acest dezastru și acest lucru trebuie afirmat clar și răspicat. Țara noastră a fost puternic afectată ani la rând de corupția și incompetența guvernelor PSD, care au blocat dezvoltarea, nu au investit în infrastructură și au direcționat fondurile publice către clientela de partid. Nicio reformă nu a fost dusă până la capăt în România. Nicio reformă care s-a dorit reală nu a scăpat nesabotată de PSD. Clientelismul promovat la nivel de politică de stat și indiferența față de problemele sistemice acute au dus România în punctul în care statul era în pericol să nu-și mai poată îndeplini misiunea sa fundamentală, aceea de a proteja sănătatea și drepturile cetățenilor. În toate domeniile, deciziile se iau acum după consultarea experților și a specialiștilor. Avem o relație excelentă cu partenerii europeni, iar România a fost scoasă de pe lista rușinii în care ne-a inclus PSD, cea a țărilor cu probleme în ceea ce privește justiția și statul de drept. Este de neconceput un scenariu în care în toată această perioadă să fi fost la putere PSD. Ne putem lesne imagina catastrofa sanitară în care am fi ajuns cu o guvernare PSD-istă,
care a eșuat lamentabil pe toate planurile și în condiții normale, când nu aveam de înfruntat o pandemie. PSD a demonstrat că nu este capabil să se schimbe. În ciuda încercărilor de a-și cosmetiza imaginea, rămâne aceeași formațiune retrogradă a baronilor roșii, tributară unui mod de a face politică pe care cetățenii nu-l mai tolerează și nu și-l mai doresc. Ce dovadă mai bună a faptului că PSD nu a înțeles nimic și că acționează strict în interes de partid, decât permanenta subminare din Parlament a oricărui efort al guvernului de a ține sub control pandemia. Cum poate fi catalogată altfel decât cinică și irresponsabilă atitudinea PSD-istă de a împovăra peste putință bugetul statului cu tot felul de pomene electorale, deși parlamentarii PSD știu foarte bine că pur și simplu nu sunt bani pentru astfel de măsuri. Sau un alt exemplu relevant. În timp ce românii și guvernul se luptă cu pandemia și cu efectele economice ale acesteia, PSD-iștii tot încearcă să treacă scutiri de taxe pentru domenii cum este cel al cazinourilor și al jocurilor de noroc. Așa acționează în Parlament un partid nociv, care numai la beneficiul și la nevoile oamenilor nu se gândește. Ei bine, acest lucru trebuie să înceteze. Pe 6 decembrie, îndepărtarea PSD de la butoanele puterii poate să fie în sfârșit definitivă. Este timpul ca uniți cetățenii acestei națiuni și forțele politice reformatoare, împreună cu mine, să intrăm într-o nouă etapă de dezvoltare a țării noastre. Este timpul să construim România normală. PNL este partidul care, la finalul anului trecut, a avut curajul să-și asume o guvernare știind că preia un buget secătuit și o administrație în care PSD a plasat numeroși incompetenți. Sunt decis să conduc acest amplu proiect de reconstrucție națională alături de toți partenerii care în acești ani mi-au dovedit că sunt total dedicați aceleași viziuni de dezvoltare ca și mine. Și sunt convins că peste 4 ani de acum înainte vom vedea noua față a României demne, prospere și democratice. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate. Da. Președintele Klaus Iohannis, deci acum doar un an și o zi despre PSD, un partid toxic, nereformat, clientelar, nociv, care a distrus România, un partid cinic, cu pomeni electorale, plin de incompetențe, etc., etc., etc. Și vă întreb pe voi acum, că domnul președinte oricum nu răspunde, dar ce s-a schimbat? De acum PSD e bun pentru guvernare. De are, ca să-l citesc pe domnul președinte, aceleași viziuni de dezvoltare pentru România ca și dânsul. Ce s-o fi schimbat? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.